Ok. Astăzi o să vorbim despre perimenopauză. You cannot minimize, îmi spune. Ok, nu-i nimic. Numai o secundă. Bun. Așa, și acum o să începem. Acesta este primul live. Bună, bună, Roxana, bănuiesc. Bine v-am găsit, cum spuneam, mă repet. Discutăm astăzi despre perimenopauză. Este live-ul în care vorbesc despre soluții, soluțiile pe care le avem la dispoziție pentru a trece cu blândețe prin această perioadă, dacă suntem acolo, sau soluții de reechilibrare dacă am ajuns prea repede în această etapă. Ok. Am mai avut două materiale despre perimenopauză anterior acesteia. Și ele au fost despre ce este perimenopauza și care sunt cauzele care duc la dezechilibre. Haideți să fac un scurt rezumat pentru acelea dintre voi care nu au apucat să vadă aceste materiale, care sunt disponibile atât pe IGTV-ul meu, cât și pe YouTube, cât și pe pagina mea de Facebook, Poftă de viață cu Claudia. Deci, pentru mai multe detalii le puteți vedea acolo. Ok, aș începe prin a spune din capul locului că perimenopauza este o perioadă absolut normală și firească din viața oricărei femei. Este o perioadă premergătoare terminării fazei reproducătoare. Este absolut normal ca la un moment dat să nu mai fim fertile. Atenție, asta nu înseamnă că viața noastră sexuală s-a terminat, ci că pur și simplu nu mai facem copii, da? Deci nu mai suntem fertile. Deci e absolut firesc să ajungem acolo, însă nu trebuie să trecem prin perimenopauză, cu suferințe, cu kilograme în plus, cu oboseală mare, cu libido scăzut, cu menstrue foarte dureroase. Ele încep să fie neregulate și asta e cumva firesc atunci când vorbim despre când ne îndreptăm către menopauză, însă această trecere poate fi una lină. Aceasta este perimenopauza firească, dacă vreți, care ar fi optim să apară undeva după 45 de ani, chiar după 50 de ani. Simptomele de perimenopauză pot apărea chiar și cu 5-7 ani înainte de instalarea menopauzei, atunci când există dereglări hormonale și să avem acești ani destul de dați peste cap din cauza acestor dereglări de hormoni. Cealaltă apariție a perimenopauzei este atunci când există dereglări hormonale și se instalează perimenopauza precoce. Da? Deci apar aceste dereglări hormonale la vârste mult prea. Deci apare mult prea devreme această problemă și mă refer undeva în jurul vârstei de 30 de ani, 35 de ani, când nu ar trebui să ne confruntăm cu aceste probleme. Da? Și atunci vorbim despre, aici este nevoie de reechilibrare hormonală și de reîntoarcere la firesc, da? Ceea ce se poate obține. Și mă doare puțin că multe dintre femeile care ajung la mine spun că cumva medicii le văd condamnate, le fac AMH-ul, iese mic, FIV și pregătește-te de menopauză, ceea ce nu ar trebui să fie așa, pentru că există multe
Există lucruri pe care le putem face ca să ne reechilibrăm. Ok, în al doilea material am vorbit despre cauzele și analizele care ne ajută să depistăm mai bine perimenopauza. O să trec un pic în vedere cauzele la care m-am referit, pentru că cumva vom merge pe același fir și voi veni și cu soluții. Ok, deci spuneam că primul și cel mai important factor care ne dă peste cap este stresul. Apoi ca mama a trei copii, îmi permit să spun că și mămicia sau alte lucruri la fel de stresante, cum ar fi un job. Dar în general, anii ăștia, eventual dacă ați făcut și 2-3 copii la rând, mulți ani de nesomn, deci mulți ani în care nu legăm somnul de noapte, care este extrem, extrem de important pentru sănătatea noastră, mulți ani în care ne deprioritizăm constant și asta nu ne fac copiii, ci ne facem noi singure, da? Toate lucrurile astea își lasă cumva amprenta asupra suprarenalei noastre, suprarenalelor noastre, asupra tiroidei și nu... Corpul nostru are o mare dorință de reechilibrare, dar nu putem ignora la infinit aceste lucruri, da? Deci cumva trebuie să avem, să ne întoarcem și să avem grijă și de noi. Detoxul deficitar, mai scrisesem ca factor, flora, disbioza intestinală, da? Deci flora afectată, dezechilibru hormonal preexistent și ignorat, mișcarea care nu este în linie cu nevoile corpului nostru, fie nu este deloc, fie este mult prea intensă față de ceea ce noi putem să ducem. Și nu în ultimul rând, ceea ce am menționat deja, somnul deficitar, care este fie din cauza faptul că nu putem să dormim pentru că trebuie să ne trezim să alăptăm sau să hrănim copiii, fie pentru că ne culcăm foarte târziu, nu respectăm ritmul circadian și alte asemenea cauze care nu mai țin de alții, ci țin de noi înșine. Ok, haideți să vedem acum ce soluții avem la dispoziție, pentru că spuneam că acest video este despre soluții. Înainte să trec la soluții, aș vrea să te întreb dacă tu te confrunți cu una din simptomele despre care am vorbit, da? Deci greutate în plus, fără să schimbi stilul de viață, menstruele astea neregulate la 40-50 de zile, și eventual și dureroase, libido scăzut, oboseală, anxietate. Deci aș vrea să-mi spui dacă te confrunți cu vreunul dintre aceste simptome. Nu trebuie să-mi spui și care, dacă nu te simți confortabil, dar mi-ar plăcea să te cunoști și să te înțeleg mai bine. Ok, spuneam că prima cauză de dezechilibru este stresul și aș începe tot cu el. Aș începe prin a vă spune că este foarte important să lucrați la a avea un mai bun management al stresului, pentru că acest stres ne impactează hormonii, adică ne impactează cortizolul, care este un hormon master în corp și care la rândul lui ne impactează glicemia, insulina, progesteronul, tiroida, da? Deci nu rămâne fără urmări acest lucru în corpul nostru și de aceea este foarte important să adresăm acest management, acest stres, da? Și să vedem ce avem de făcut cu el.
Eu vă recomand să urmăriți materialele pe care le-am făcut pe IGTV și pe grupul Mame cu poftă de viață cu Mara Bria despre reziliența la stres. Puteți să urmăriți și webinarul gratuit care este disponibil pe sinergie.ro ca să vedeți în ce măsură rezonați cu ea și dacă rezonați cu ea, poate vă ajută cursul ei de reziliență la stres sau pur și simplu recomandările cu care a venit Mădălina Bozeanu în live-ul nostru în legătură cu tehnici care ne ajută aici și acum să ieșim din sistemul nervos simpatic, ăsta în care stresul este ridicat, și să intrăm în sistemul nervos parasimpatic, ăsta în care practic suntem în rest and digest, acolo unde ne permitem să avem libido, să digerăm mâncarea, să avem imunitate, da? Deci e important să înțelegem lucrurile astea. De asemenea, aș vrea să știți că un stres prelungit are impact asupra suprarenoarelor noastre, ca să revenim un pic la perimenopauză, la legătura directă, și suprarenalele, atunci când ovarele noastre nu mai produc estrogen și progesteron, suprarenalele noastre sunt responsabile pentru a produce acel puțin estrogen și progesteron care în timpul menopauzei să ne țină echilibrate. Dar ele pot să facă asta doar dacă în anii de dinaintea menopauzei noi nu le-am extenuat. Da? De aceea este foarte, foarte important să intrăm echilibrate în menopauză și să ne bucurăm de acea perioadă din viața noastră și nu putem face asta decât pregătind-o încă de acum și ascultându-ne corpul. Celălalt factor foarte important, ele sunt toate legate. Eu cumva le împart acum, dar ele sunt toate legate și una se construiește pe alta. Celălalt factor foarte important este alimentația. Alimentația curată, în primul și în primul rând curată, adică cu cât mai puține alimente procesate, cu cât mai puțin coloranți, cu cât mai puține alimente care au 5-7 rânduri de ingrediente, deci lucruri cât mai apropiate de forma lor naturală. Deci asta este cel mai important, să fie curate și, în al doilea rând, a spune eu, echilibrată, adică cu toți nutrienții de care avem nevoie. Și de altfel, cumva, ca să putem să mâncăm alimente curate și să nu tânjim după dulciuri sau chestii foarte sărate sau foarte procesate, ne ajută foarte mult să avem mese echilibrate, pentru că dacă noi doar ronțăim migdale și covrigei integral cu făină de hrișcă și nu știu, banană și da, niște chestii cât de cât, adică nu cât de cât, chiar ok, totuși noi nu avem nutrienții de care avem nevoie, ronțăim în continuu, nu digerăm, pentru că practic nu facem pauzele astea care să-i permită corpului să digere, și sunt șanse foarte mari să ne fie poftă de chestii dulci la un moment dat, pentru că pur și simplu corpul nostru este foame, are nevoie de nutrienți și asociem această foame unei pofte de dulce. Peste care, dacă mai punem și niște nevoi emoționale nesatisfăcute, care more or less există la toată lumea, deci dacă nu avem în primul și în primul rând această alimentație curată și echilibrată cu mese suficient de deznutritive, avem șanse mari să mâncăm mai procesat și mai puțin bun, pentru că pur și simplu nu suntem hrănite. Și de altfel, inclusiv deficiența de nutrienți este o cauză care poate duce la perimenopauză, pentru că pur și simplu corpul nu are suficiente resurse pentru a susține ovulația, care vine cu un mare consum pe corp, da? Deci alimentația curată și echilibrată, asta înseamnă că ne trebuie proteină,
proteină animală și aș prefera să fie organică sau vegetală. Dacă ești vegetariană, nu înseamnă că nu poți să mănânci echilibrat, dar trebuie mereu să ai grijă să ai proteină vegetală și poți să urmărești live-ul despre post și acolo vorbesc foarte mult despre cum ar trebui, dacă ești vegetarian, cum ar trebui să arate mesele tale în post, valabil pentru tine. Mă rog, dacă ești vegană, dacă ești vegetariană, ți-a spune că din potrivă ai mare grijă pentru că vegetarienii tind să mănânce prea multe lactate, care sunt niște alimente inflamatorii în sine. Deci pentru că suntem la alimentație curată, echilibrată, cu cât mai puțin zahăr și cât mai puține lactate și apoi poate și gluten, depinde de cum arată dezechilibrele tale hormonale. Această alimentație curată se află la baza unui, la baza susținerii procesului tău de detoxifiere, pe care l-am amintit ca fiind o altă cauză care duce la dezechilibre hormonale. Deci foarte important să susținem procesul de detoxifiere. E adevărat, el se întâmplă singur, dar are mare nevoie de ajutor din partea noastră, pentru că pe de o parte expunerea la toxine este cea mai mare sinsevăr, iar pe de altă parte alimentația noastră nu mai este nici la fel de curată, nici la fel de nutritivă și nici la fel de bogată în nutrienți ca acum mulți ani. Da? Deci e important să facem conștient acest efort de susținere al procesului de detoxifiere. Și apropo de acest lucru, pe 7 ianuarie o să am un webinar gratuit în care explic 3 mituri despre detoxifiere și cum poți să faci un detox în siguranță. Deci dacă ești interesată de subiect, te poți înscrie de acum pe site. O să las și linkul și de asemenea din 18 ianuarie încep un program de detox, programul meu tradițional de detox la început de an, pe care vă mărturisesc că și eu de-abia l-aștept pentru că țin mult mai ușor, mă concentrez mult mai bine când sunt într-un grup ca să urmez ca lume acest program decât dacă sunt singură, timp să nu am mese așa de diverse, diversificate și ok. Deci, ziceam, apropo de procesul de detoxifiere, alimentația curată e foarte importantă și vă spuneam că expunerea la toxine este foarte ridicată și atunci avem acest interes de a reduce expunerea la toxine. Nu putem să facem asta cu tot ceea ce ne înconjoară. Nu vă cer acum să vă mutați și eu stau în București, deci nu m-am mutat încă. Dar totuși sunt lucruri pe care le putem face zi de zi pentru a avea un super mare impact asupra felului în care ne simțim și, în primul rând, când vorbim de dezechilibre hormonale, nu putem să nu vorbim despre această reducere a toxinelor și este vorba de toxinele care vin prin alimentație, da? Deci vrem ca cel puțin cele care sunt surse de proteină animală să fie organice, deci carne, ouă, lactate cât mai puține și bio, da? Brânză la fel. Și în al doilea rând vrem ca ceea ce punem în gura, în pielea noastră să fie cât mai curat, valabil pentru toată familia. Atenție inclusiv la absorbante, atenție la deodorante, gel de duș, șampon, inclusiv make-up-ul, unghii, deci acum găsiți ojă, tot, găsiți totul curat și au început să fie inclusiv în hipermarketuri disponibile. Citiți ingredientele și alegeți acele produse pe care le înțelegeți. Am pe site un articol despre cum impactează alimentația și xenoestrogenii ăștia din
produsele de îngrijire, hormonii și un articol despre xenoestrogen în sine, ce se întâmplă, care, cum sunt, unde sunt, cum îi înlocuim, niște aplicații cu ajutorul cărora să-i depistăm la început până ne obișnuim cu produsele. Ideea e că acum sunt foarte multe produse, înainte erau foarte scumpe, sunt foarte mulți producători locali care au produse bune și curate. Eu îmi cumpăr de la Tămada, de la Sabio, Plantea și sunt mai multe, doar astea mi-au venit acum în minte. Feel free to share un comentariu acum în timp ce eu vorbesc, pentru că știu că la început există o barieră și eu aleg clientelor mele una câte una produsele la început până se familiarizează efectiv cu ele. Deci atenție la lucrurile astea, schimbările nu se fac neapărat peste noapte, dar nu putem să vorbim de echilibrare fără ele, inclusiv produsele cu care facem curat, da, cu care ne îngrijim, casa de mobilă, de toate astea trebuie să avem grijă și vă promit că într-o lună, două de când le-ați schimbat deja, hormonii voștri arată altfel și se comportă diferit. De asemenea, tot în direcția asta cumva este și susținerea florei, reechilibrarea florei, care este foarte importantă și în procesul de detox, pentru că dacă nu este echilibrată, nu reușim să eliminăm toxinele pregătite pentru eliminare și în procesul de absorție de nutrienți, de eliminare de metale grele. Deci această floră echilibrată are mare rol, inclusiv în echilibru hormonal în tot. Și această floră echilibrată începe în primul rând prin o alimentație curată, prin reducerea stresului, prin reducerea medicamentelor, mai ales a antiinflamatoarelor și a antibioticelor. Și apoi, dacă este cazul, prin eliminarea acelor mâncăruri la care deja ești intolerantă și prin a-i da florii tale o pauză pentru a se reface și mucoasei, da? Pentru a deveni din permeabilă impermeabilă. Da? Ok, mă mai uit să nu uit ceva din ce vroiam să vă spun. Mișcarea adecvată, da? Deci nici nu ne dorim să ne mișcăm astfel încât să ne iasă ochii din cap, mai ales dacă avem probleme cu tiroida sau dacă suntem în oboseală deja, vrem să o luăm ușor și să creștem într-un ritm, în acord cu corpul nostru, dar nu vrem nici ca mișcarea să lipsească din viața noastră, așa că vă recomand să începeți ușor și cu 10 minute de mișcare pe zi. Racordarea la ritmul circadian, vorbesc on and on despre asta. E foarte important să ținem cont de ritmul zi-noapte, el ne setează digestia, hormonii, cortizolul se așează altfel în momentul în care avem expunerea la lumină naturală ziua, serotonina, melatonina, care este extraordinar de importantă pentru repararea mitocondriei, deci nu numai că ne ajută să dormim, dar ne ajută să ne reparăm. Și această racordare la ritmul circadian o cuplez cu un somn adecvat, cu un somn eficient. Am live-uri pe tema asta pe pagina de Facebook, în care vorbesc despre cât de important este ritmul circadian pentru a avea energie și echilibru hormonal. Toate lucrurile astea ne ajută să ne reglăm rezistența la insulină, dacă ea există. Da, ne ajută să reglăm, să ne susținem ficatul și suprarenalele, extraordinar de importante și acum și în menopauză. Chiar astăzi de dimineață mi-a trimis una dintre clientele mele analizele apropo de rezistența la insulină și avea glicemia 94, deja mănâncă curat de ceva timp, cam de o lună și ceva, și deci în condițiile astea în care glicemia e 94, deja exista rezistență la insulină, deci se instalase deja,
din stilul ei de viață dinainte și stres și toate cele. Asta ca să înțelegeți că atunci când există kilograme care nu pleacă, aproape într-o proporție foarte mare există rezistență la insulină, ceea ce nu se prea măsoară de către medicii alopați pentru că se opresc la glicemie și dacă ea e în range și nu a ajuns la 150, atunci se mulțumesc cu atât. Eu vă spun din această perspectivă a prevenției, eu nu aștept ca rezistența la insulină să fie 10-18 ca să facem ceva, ci ne mișcăm optim atunci când această problemă este mai mică. Da? Și mă interesează foarte mult să ne mișcăm în prevenție. De asta corpul ne vorbește. El ne spune ce se întâmplă, însă noi tindem să-l ignorăm și să sperăm că ne făcând nimic lucrurile se rezolvă și de puține ori se rezolvă. E foarte important să înțelegem că nu putem să trecem peste pași, că nu ne putem dori echilibrare hormonală fără alimentație curată, fără susținere de detox, fără floră echilibrată. Da? Deci ne-am dorit, spunem ce să fac să-mi echilibrez hormonii. Dă-mi o pastilă de hormoni. Păi eu îți dau, dar degeaba îți dau dacă nu ai toate celelalte aspecte, dacă nu lucrezi la ele. Și gândiți-vă un pic, v-a luat ani de zile ca să vă dezechilibrați și cumva echilibrarea nu are cum să se întâmple chiar peste noapte, oricât de mult ne-am dori, însă se poate, deci se poate întâmpla. Dacă ești în perimenopauză precoce, poți reveni la o menstruație normală. Dacă ești în perimenopauză normală, poți avea o perimenopauză blândă și care te pregătește de o menopauză frumoasă. Aș mai adăuga aici la soluții partea asta de joy in life, de bucurie în viață, de conectare, de dans, de iubire, de orgasme, de viață sexuală împlinită. Pentru că dacă ție îți lipsește viața sexuală de ani de zile și ai 40 ceva de ani, tu este foarte probabil să intri la menopauză mult mai repede, pentru că corpul consideră că consum foarte multe resurse care nu îți sunt de folos. Adică consum resursele corpului tău pentru a ovula și tu de fapt nu ai nevoie de lucrul ăsta. Aceste ultime aspecte pe care le-am menționat sunt esențiale pentru energie, echilibru hormonal. Putem să mâncăm super bine dacă suntem triste. Alimentația aia nu este suficientă și nu își face la fel de bine efectul, pentru că practic hormonii ăștia de plăcere, de bucurie, neurotransmițătorii aia sunt extrem de importanți în tot echilibrul corpului nostru. Deci și nu trebuie să existe musai un partener în viața noastră ca noi să ne simțim să avem bucurie în viață, să ne conectăm cu prieteni, chiar pe Zoom, deci experimentez suficiente programe pe Zoom acum cât să văd că există și de acolo conectare. Normal că cine nu are îmbrățișări și le poate da singur o perioadă, dar nu o să dureze nici pandemia asta forever și să nu o luăm ca pe un capăt de țară. Deci sunt lucruri pe care le putem face în toate situațiile ca să ne fie bine și ca să ne construim o relație bună în primul rând cu noi. Apropo, spuneam mai devreme că dăm eu o pastilă ca să fiu bine, apropo de suplimentele care ne ajută, o să le menționez aici pe cele mai generice, să spun așa, pentru că depind foarte mult de la persoană la persoană și insist din nou că partea asta de suplimentare sau partea de revenire se face și ea ca niște foi ale cepei pe care le dăm la o parte pe rând. Deci nu vă recomand să începeți acum să luați 35 de suplimente și pentru rezistență la insulină, și pentru estrogen, și pentru progesteron, și pentru metale grele, și pentru oboseală. Deci nu putem să facem asta. Lucrurile se fac cumva treptat. Da? Și în primul rând ne interesează să ne rebalansăm statusul de nutrienți și inflamația. Da?
Mă întreabă Roxana, din cunoștințele tale se vor legătură între vârsta la intrare la menopauză și longevitate? Nu. Nu, nu știu lucrul ăsta și nu am găsit nimic în acest sens. Vârsta în care intrăm la menopauză, de cele mai multe, sau teoretic vorbind, ar trebui să aibă legătură cu terminarea ovulelor, dar de foarte puțin ori are legătură, pentru că noi intrăm la menopauză înainte să ne terminăm ovulele, de foarte multe ori, și intrăm din celelalte cauze pe care le-am menționat. Da? Și să vă mai spun ceva apropo de cât de minunat e corpul nostru. Și dacă ne apucăm la 55 de ani și avem grijă de noi și ne uităm la toate fațetele astea ale vieții noastre, inclusiv atunci avem șanse mari să ne, să ne reechilibrăm și să ne prelungim viața. Da? Deci să avem, și numai să ne prelungim, să avem o viață frumoasă, pentru că dacă ai 75 de ani, nu trebuie să fii hodorogit, strâmb și să nu mai știi de tine. Uitați-vă, președintele Statelor Unite are aproape 80 de ani. Deci se poate să fim cât de întregi la minte, se poate, da? Se poate să luptăm inclusiv cu, cu genele noastre, cu genetica, pentru că epigenetica este mai importantă decât genetica. Mai ales când o știm și o luăm din, din pripă. Cu drag. Apropo de suplimente, spuneam, în primul rând probiotice alternate, inclusiv probiotice pe care să le faceți voi. Stau să mă gândesc dacă să voi, deci gen hidromel sau gvas, sunt multe probiotice pe care le puteți face voi și puteți lua alternând cu capsule, e foarte important să luați probiotice bune, nu probiotice de 15 lei, care să reușească să treacă prin, prin bariera stomacului. Omega 3, tot așa, de calitate, de la branduri care sunt auditate de terți. Deci e foarte important ce fel de suplimente luăm. Magneziu și B-uri, mai ales pentru mame, ne ajută foarte mult să ne păstrăm echilibru. Și nu în ultimul rând, vitamina D. Nu recomand consumare de suplimente, ele toate interacționează. Vitamina D consumă mult magneziu, potasiu, deci nu recomand doze foarte mari fără supravegherea unui terapeut sau fără cauze serioase. Mai sunt și altele pe care le putem lua pe partea asta de overall body, să spun așa, însă m-am oprit, v-am spus, la cele mai importante dintre ele. Pentru că spuneam despre stres, adaptogenele mai sunt de menționat aici, cum este tulstiu, rodiola și zandra. Nu luați multe, începeți, sau lemnul dulce, începeți cu ceaiuri eventual, ceaiuri de lemn dulce sau ceaiul tulsii. Vedeți cum vă simțiți cu ele, luați-o ușor și nu în ultimul rând, nu uitați că nu pot să facă miracole dacă voi nu vă odihniți, dacă voi nu mâncați, dacă voi nu vă mișcați. Deci nu așteptați de la ele să vă scoată de unde sunteți, fără ca voi să, să faceți nimic. Da? Pe partea de echilibru hormonal putem să luăm și acolo, însă, din nou, e foarte important să înțelegem că este cumva ultima verigă, da? din lanț și de multe ori hormonii se echilibrează prin schimbările de stil de viață pe care le facem. Sunt multe suplimente ok. Îmi place să vă recomand, le recomand pe cele de la Gaia, care au niște mixuri foarte bune. Deocamdată nu sunt în România, dar și în România sunt foarte multe disponibile pe Fertility Support, pe pe estrogen, pe progesteron, nu putem să sărim vitexul. Atenție mare pe susținerea de estrogen, mai ales dacă există deja fibroame uterine sau chisturi, pentru că nu vrem să forțăm acolo, vrem să facem corect detoxul de estrogen, să susținem progesteronul și să susținem cât mai blând procesul ăsta să se reechilibreze în corp, fără să pușuim, fără să băgăm în el, să forțăm și el de fapt să nu aibă resursele din care să se echilibreze.
Despre toate aspectele astea, eu vorbesc în programul Energie de Durată, care este un program de 7 săptămâni, în care trecem prin multe, multe lucruri. El începe în februarie și vă puteți preînscrie deja pe site-ul meu, pe pagina Energie de Durată. Însă până atunci ne putem vedea. Dacă simțiți că e nevoie să aflați mai multe despre detox în webinarul din 7 ianuarie și sper în programul de detox în care practic afli cam ce înseamnă un program de curățare cu alimente integrale, deci nu doar cu sucuri sau din astea pe care nu le permitem să-l facem decât dacă cunoaștem foarte bine persoana respectivă. Bine, cam asta am avut de spus. Să vă fie de folos. Aveți încredere că puteți să fiți bine, dar că lucrul ăsta se întâmplă în urma unor schimbări pe care voi să le faceți în viața voastră. Vă îmbrățișez, sărbătorile cu bine. Dacă aveți întrebări, sunt aici ca să vă răspund și să vă susțin. Ciao!